Piatra Dragonului, în volumul Cufărul cu povești pentru cei mici, de Gabby Downey. Yang privi focul de tabără. Soarele se făcuse nevăzut, iar răsuflarea băiatului se transforma într-un abur albicios, de parcă ar fi fost un dragon. Aș fi vrut să ne așezăm tabăra înăuntrul peșterilor, bunicule, zise el. Îngheț! Bunicul își puse un braț în jurul lui și clătină din cap. Peșterile acelea pătrund adânc în interiorul munților, îi explică el. Cine știe ce animale trăiesc acolo? Am putea să trezim un urs din somnul lui lung de iarnă sau poate un dragon, chicoti bunicul. Yang tresări. Un dragon, bunicule? Nu există așa ceva. Bătrânul tuși. Am auzit povești despre călători care s-au rătăcit pe aici, începu el. Unii spun că au întâlnit creaturi ciudate, acoperite cu solzi. Yang suspină și se cuibări la sub brațul bunicului său. Bunicule, te rog, vrei să-mi spui una dintre povești? Îi ceru el, căscând. Bunicul zâmbi și începu. Cu mult, mult timp în urmă, în satul în care am crescut eu, trăia un băiat. Într-o zi, așeza rufele la uscat în grădină. Și-a dat atunci seama că, de îndată ce punea ceva pe frânghie, se usca pe loc, ca prin magie. Așa că a început să dea lucrurile jos. Bunicul tuși, iar Yang îl bătu ușor pe spate. Ei, și acolo, băiatul a descoperit un mic animal dormind dus pe câmpul din spate. Nu era mai mare decât un câine, însă era acoperit cu solzi. În timp ce dormea, sfărăia și, făcând asta, mici flăcări îi ieșeau pe nări, zise bunicul. Un pui de dragon? Întrebă Yang cu răsuflarea tăiată. Băiatul a alergat imediat să-i spună surorii lui, continuă bunicul. Însă, până se întoarseră ei, ciudata ființă dispăruse. În locul în care dormise, iarba rămăsese galbenă și arsă, iar în mijloc era o piatră fină de un albastru întunecat, culoarea nopții. Bunicul lui Yang se opri și tuși cu putere. O piatră? Întrebă Yang. Și-a păstrat-o băiatul? Da, pentru că pietrele dragonilor au puteri magice. Ele vindecă totul, de la tuse și răceli până la varicelă. O pătură de stele acoperi cerul purpuriu și priviră amândoi cum dansau flăcările până ce Yang a dormit. Când se treziră dimineața, era răcoare, însă focul de tabără ardea cu o flacără albăstruie ciudată, uimitoare. Ajutând la strângerea lucrurilor, Yang observă că bunicul lui nu mai tușea. Deodată se auzi un vuiet dinspre munți, iar focul se stinse precum o lumânare. Acolo, în locul unde arseseră flăcările, se afla o piatră. O piatră fină, de un albastru întunecat, culoarea nopții. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!